Și bine v-am găsit, iată, am venit să dau siropul la albinuță, cel pe care l-am prezentat cu un film înainte. Albinele aduc polen, cu toate că temperatura nu depășește 13-14 grade, uitați ce avem aici, dar ce am făcut eu, am luat niște măsuri drastice, fiindcă azi noaptea am avut minus 7 grade, și așa am decis să le împachetez. Am împachetat așa cum știam eu mai bine, fiindcă chiar acum a venit temperaturile scăzute, când au acimat ca și alte rame decât pe care era stabilizată până acum. Așa că l-am împachetat și o să vă prezint cum. Iată, am venit la un stup să vi-l prezint cum l-am împachetat. Că asta este, luăm măsuri. Cine consideră, eu am luat măsuri fiindcă avea foarte mult puiet. Iată, uitați aici. Am necăjit un pic albinele când am făcut împachetajul, dar e benefic lor și acum o să le pun sirop. Deci, aici avem pâsla care acoperă împachetajul, iată așa. Avem ramele cu albine, 5 rame, diafragmă și am lăsat o ramă aici pentru să aibă unde să se ducă dacă vrea, dar are miere pe ea. Și așa i-am împachetat pe toți, iată, uitați, are și turta proteică, o consumat și acum vine și siropelul, o să fie bine. Bun, cam atât am vrut să vă arăt că i-am împachetat. Și aici am diafragma de polistiren îmbăgat, deci am o diafragmă de polistiren îmbăgat în spate cu care am prins nylonul. Nylonul se duce până jos. Important este despre diafragme să nu aibă spațiu în laterale. Deci aici în laterale să nu aibă spațiu, fiindcă se formează niște curenți adescenți care nu prea le face bine cuibului de albine și nu face bine cuibului și nu prea se dezvoltă așa bine albinele. De aceea când folosiți diafragme, e bine să aveți peretele lateral, să nu treacă aer deloc în această zonă aici, în partea asta. Dacă diafragma nu este din, cum am eu aici, de lemn, nu este din cap în cap, puteți pune o bucată de pâslă până jos, dar de desubt să aibă loc, cam un centimetru jumate, doi. Cine dorește să facă astfel? Bun, eu acum o să pun sirop la toată lumea. Punem la loc așa păturica și încep să le pun siropel. La punguț, așa, uite. Așa am siropul pus în pungi. Le punem siropul cu uleiurile esențiale și mergem înainte. Asta e, dacă a fost frig. Sperăm să nu se fi întâmplat nimic rău, să fie ajutat împachetajul. Am renunțat la hrănirea prin sită din cauză că căldura era mai importantă. Și asta e, mergem așa până la sfârșitul aprilie. Numai bine, până data viitoare!